Aș vrea să deschidem scripturile noastre la ultima pagină a scripturilor. Chiar așa se sfârșește scriptura cu aceste cuvinte. Și Duhul și Mireasa zic vino. Și cine aude să zică vino. Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți, amin, cuvântul Domnului. Dați-mi voie să vă conduc într-o rugăciune. Doamne, îți mulțumim că ne-am adunat atâtea suflete în locul acesta și suntem însetați de cuvântul Tău. Cuvântul Tău este apa vieții. Te rugăm să ne dai umilință când ne apropiem de cuvinte inspirate, cuvinte perfecte. Te rugăm să binecuvintezi orice suflet care este în locul acesta, fie că este împăcat cu tine, fie că este în căutare. Te rugăm să ne ajut să nu fim doar unii care aud cu urechile fără să asculte cu fapta. Ajută-ne ca în ziua veșniciei să dăm socoteală de aceste cuvinte și nu cumva să ne judeci ca pe ascultătorii tuci. Te rugăm să ne ajuți în seara aceasta să înțelegem ce vrei să ne spui prin vocea ta blândă și ajută-ne să trecem la aplicarea scripturilor cu entuziasm, cu putere, cu voință și cu înfăptuirea care vine tot de la tine. Binecuvintează-i pe prietenii casei tale, binecuvintează-i pe cei care vorbesc altă limbă, dar știm că toți vorbim limba iubirii. Și să mulțumim că ne-ai arătat iubirea ta prin cuvântul tău. Amin. Vă rog să luați loc. Să știți că eu nu mi-amintesc de primul examen al fratelui Călin. Am dat zeci de examene, sute probabil în acești aproape 30 de ani de când predau, dar mă bucur dacă acel examen căzut i-a folosit, că Dumnezeu a făcut o lucrare așa de minunată în viața dânsului. Și chiar mă întrebam zilele astea, de ce mă chemați pe mine aici când îl aveți pe dânsul? Cred că ați făcut o alegere foarte bună și deși ați trecut prin furtuni grele în această pandemie împreună, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur să văd atât de mulți la închinare în această după-amiază, când aveți într-un oraș atât de frumos alte lucruri mult mai tentante decât să stați la ascultarea unei liturghii. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am înțeles că săptămâna trecută a fost fratele păstor, fratele Ilie Sorițău. El ne este păstor ca familie, noi suntem membri în biserica dânsului și din nou m-am întrebat, la ce m-ați mai chemat pe mine dacă l-ați avut pe dânsul? Dragii mei, este o onoare să împărtășesc din cuvântul Domnului în această după-amiază și aș vrea să ne uităm împreună la o temă care mă fascinează de câțiva ani. Și anume la harul felurit al lui Dumnezeu. Harul felurit al lui Dumnezeu. Aș vrea să încerc în această seară să vorbesc mai încet, adică mai rar, nu mai încet. Și mai încet, dar mai rar. Eu sunt singurul moldovean din această sală născut la Ploiești. Căsătorit cu o olteancă, am făcut facultatea la București, armata în Dobrogea. Am locuit 16 ani în Iași, așa se explică accentul meu, și acum locuim în Ardeal, așa că știu toate vitezele românești. Pot și ca în Moldova, în Șețișor, în Șețișor, când dau turșii, pot și ca în Ardeal, nu. Și pot și cu o viteză mai rapidă ca la Ploiești, ca la Caragiale, dar să încerc mai rar pentru că am înțeles că se traduce și de dragul prietenilor noștri care trebuie să asculte în această frumoasă limbă pe care unii dintre noi să vorbiți, limba spaniolă, să poată înțelege. Harul felurit al lui Dumnezeu. Noi
evanghelicii, mai ales noi cei care suntem născuți și crescuți în familii de pocăiți, cum mi se întâmplă mie, noi suntem la a patra generație de pocăiți, copiii mei la a cincea, tindem să vorbim un fel de evangheleză, un fel de gospeleză. Adică noi avem limbajul nostru, harul Domnului Iisus, ce poate înțelege cineva care nu știe cultura noastră? Și din păcate, în limbajul nostru, tindem să depreciem anumite cuvinte care sunt foarte importante. Le folosim mult prea ușor. Unul din acestea este har. Am avut harul să mă nasc într-o familie de credincioși. Foarte bine, acceptabil. Dumnezeu mi-a dat harul să mă duc la un liceu creștin. Nu, ai reușit la un examen. Ce har am avut să găsesc un loc de parcare în Paris? Nu, ești un șofer care știe să împingă mașinile în față, în spate și ai găsit un loc de parcare în Paris. Mai punem și în România avem numere la mașini, Bihor 11 Har. Tot noroiul de pe șosea e pe harul lui Dumnezeu. Și folosim, am avut harul să obțin o slujbă, am avut harul să reușesc la un examen și așa mai departe. Nu vi se pare că folosim mult prea ușor un cuvânt atât de prețios? Aș vrea să ne uităm în Scripturile lui Dumnezeu în această seară și să rotim acest diamant, e ca un diamant care e șlefuit pe câteva fețe, și aș vrea să ne uităm nu la toate, ci cel puțin la 7 aspecte ale Harului lui Dumnezeu. Dietrich Bonhoeffer, unul dintre martirii secolului acestuia, În urmă cu ceva ani am organizat un pelerinaj până la Flossenburg, unde el a fost ucis în aprilie, cu puțin înainte de a se sfârși războiul. Ca pastor luteran a avut un curaj extraordinar. Într-o vreme ca aceasta a fost implicat într-un complot împotriva dictatorului de atunci, ce idee interesantă, nu-i așa? Și a fost prins, a fost ucis, a fost spânzurat. În dimineața aceea era foarte frig și tremura de frig și garda l-a întrebat: ți-e frică, nu-i așa? Nu mi-e frică, mi-e frig. Ha, s-a terminat acum totul. Nu s-a terminat, pentru mine de-abia începe totul. Și el a scris în Costul Uceniciei un pasaj, nu avem timp să-l citim acum, vi-l recomand, o să-l trimit fratelui păstor, să vi-l trimită dacă aveți grupuri de WhatsApp. Este un pasaj extrem de important despre harul ieftin al lui Dumnezeu. Harul care nu ne costă. Dragii mei, mântuirea este gratis, dar a costat cel mai mare preț din univers, și anume sânge de Dumnezeu. Dacă ceva ți se dă, nu înseamnă că cineva nu a plătit. Ce înseamnă harul, în definiția lui cea mai simplă? Să primești binele pe care nu-l meriți și să nu primești răul pe care îl meriți. Prima mea lecție despre har a fost de la tatăl meu. Tatăl meu a fost pastor într-o biserică baptistă în Iași și a fost ucis în 1975, în 17 decembrie, aveam 5 ani, dar încă mai am câteva amintiri foarte vii cu dânsul. Una dintre amintiri este chiar aceasta: el scria predica la o mașină de aia de scris, era o pătură pusă ca vecinii să nu-și dea seama că avem mașină de scris, mașinile de scris erau ilegale în vremea aceea, și țin minte cum își scria predica la o mașină de scris. Eu cu sora mea mai mică ne jucam, cred că am lovit-o sau ceva de genul ăsta, și știți cum sunt tații când au băiat și fată, țin cu fata, obicei. Așa că tatăl meu s-a ridicat, era mult mai masiv decât mine, mult mai înalt, fost cojocar, și s-a ridicat, m-a luat de aici de guleraș, m-a ridicat în sus și cu coada ochiului am văzut lopata aia de mână cum se îndreaptă spre partea mea dorsală. Dar atunci a făcut un lucru extraordinar. În timp ce și-a făcut vânt, în mod intenționat, m-a ratat, m-a îndepărtat și a trecut pe lângă mine. Atunci am înțeles ce-i harul. Să știi că meriți, să știi ce meriți, și totuși să nu primești. Aceasta este cea mai simplă definiție a harului. Dragii mei, Scriptura vorbește în 1 Petru 4:10 despre harul felurit al lui Dumnezeu. Acolo este un pasaj care sună așa:
ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare dintre voi să slujească altora după darul pe care îl va fi primit. Oare de ce este felurit acest dar? De ce are mai multe fețe? De ce strălucește în mod divers? Pentru că și în Vechiul Testament avem har. Nu e așa că este un har să nu fie ucis tot poporul și să fie luat un țap peste care preotul să-și pune mâna și apoi să fie fugărit în pustie? Este har să iei un miel și să moară în locul tău? Este un har ca Dumnezeu să nu-și reverse întreaga mânie și să înalțe un șarpe în pustie când șerpii mușcau din popor și mureau în stânga și în dreapta? Acesta este har. Să fii înlocuit la moarte. Plata păcatului, știm noi din Scripturi, este moartea. Și totuși, acest har răsare din Vechiul Testament și strălucește în mod extraordinar la cruce, în crucea Domnului Iisus Hristos în Noul Testament. Haideți să vedem câteva aspecte ale harului. Prima fațetă a acestui diamant, primul har la care ne referim, este harul prezenței lui Dumnezeu. Sau harul general al lui Dumnezeu, care este valabil pentru toți oamenii. Ne spune în Matei 5, cu 45, că ploaia cade și peste cei, și noi tindem să spunem așa, și peste cei buni ca noi, și peste cei răi ca ei, nu? Și peste cei buni, și peste cei răi, și soarele răsare și peste cei drepți, și peste cei nedrepți. Când l-am vizitat pe Claudiu la Gherla, acolo m-am întâlnit cu un frate care a fost directorul penitenciarului de acolo, de la Gherla. Și am aflat că au și o secție, aveau, nu știu dacă mai au acum, o secție de viețași. Oameni care sunt condamnați pe viață. Și nu știu ce oră e acum în România, dar cred că li se apropie sau deja au luat cina. Știți că unii dintre ei au digestie mai bună decât mulți dintre dumneavoastră? Și unii dorm mai bine decât mulți dintre noi? De ce? Și unii vor avea o viață destul de lungă. De ce? Pentru că Dumnezeu le dă timp. Le extinde viața. Și Dumnezeu face în așa fel încât acum, fără să fii conștient și fără să te concentrezi, cine dintre noi, vă spun eu ca fibrilant cu alte acte în regulă, cine dintre noi să controlează și să spune, aoleu, am uitat să îmi comand inimii să bat. Trebuie să mai bat un pic. Cine dintre dumneavoastră să gândește acum la digestie? Cine dintre dumneavoastră se gândește la mișcarea peristaltică? Cine dintre dumneavoastră se gândește la toate funcțiile organismului? Trăim și faptul că nu ni se curmă viața este har. Este harul general al lui Dumnezeu. Că ești conștient de asta sau nu, că apreciezi acest lucru sau nu, că ești mulțumitor pentru asta sau nu. Avem doi copii mai mari căsătoriți, avem și un nepot, suntem bunici de 8 luni de zile, și semnul unui bunic este că ai telefonul plin de poze întotdeauna. Și Dumnezeu ne-a făcut o surpriză în urmă cu 7 ani și ne-a mai dat un copilaș, așa că am reîncărcat softurile de creștere a copiilor și am luat-o de la capăt. Am zis noi, am crescut 2 copii și am căsătorit, odihnă și tratament îi la ăsta, vezi ce ușor ne este. Nu! Nu, ăsta are o încărcătură genetică diferită, e cu totul altfel, mult mai precoce ca celălalt în anumite lucruri. Așa copilul, cred că de-abia se ținea picioare așa, știți cum sunt copiii în pemper și se clatină și de-abia au scăpat din rotobil și l-a scăpat soția fără pemper prin casă. Și-a făcut ceva pe covor și îl întreabă maică-sa, Noa, cine a făcut acolo? Nu știa copilul încă să vorbească. De-abia putea să merg, nu știa să vorbească. S-a uitat la sorsa de 24 de ani și a spus, Nini. Care mamă își învață copilul să mintă? Ce părinte trebuie să fie atât de pervers să-l înveți o asemenea șmecherie pe care o va folosi, din păcate, toată viața? Să dea vina și să mintă, de la Adam încoace. Atunci mi-am dat seama mai bine de acest har al lui Dumnezeu, pentru că văzându-l pe copilul ăla pe care îl preveam ca pe un copil nevinovat și amintindu-mă din Scriptură că plata păcatului este moartea, în mod normal ar fi trebuit să mă aștept ca un fulger să crape betonul, să-l cauterizeze pe loc și să-l distrugă. Și harul general al lui Dumnezeu a început în viața lui Noah de la 8 luni de zile. Și-l tolerează și m-a tolerat pe mine
și ne tolerează pe noi și vă tolerează pe dumneavoastră. Ce mare har, ce mare har. Avem o cântare care spune, ce mare har să poți privi, ce mare har să poți auzi, ce mare har să poți mirosi, dar mai mare har tu ai să asculți cuvântul, să vezi bunătatea lui Dumnezeu, harul prezenței, harul general al lui Dumnezeu. De asemenea, mai este un har, dar de data asta e un oximoron. Ce este un oximoron? Oximoronul e o figură de stil care are o tensiune foarte contrastant. Pentru aceia dintre dumneavoastră care sunteți din Moldova, probabil înțelegeți ce spune Ion Creangă când spune când mă mângâia mama cu culeșerul. Vedeți că puțin râd, că știi ce-i culeșerul? E mestecău de mămălig, adică maică-sa nu-l mângâia, ci-l bătea. Există acest soi de har care este contrastant. Și o să ne surprindă. Harul pedepsei lui Dumnezeu. Dacă avem un har al prezenței lui Dumnezeu, avem un har al pedepsei lui Dumnezeu. Dacă deschidem în Evrei, capitolul 12, acolo găsim un pasaj foarte interesant. În Evrei 12:6 spune așa, căci Domnul pedepsește pe cine urăște, așa scrie. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește, ce paradoxal, și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Și noi avem acest statut de înfiața lui Dumnezeu, căci tuturor celor ce au crezut le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Deci dacă ești copil al lui Dumnezeu, primești la pachet și acest har al pedepsei, al îndreptării. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl, dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem tatălui duhurilor și să trăim harul pedepsei al lui Dumnezeu? Suntem fii. În Psalmul 23 este din nou reluată această figură paradoxală. Și de multe ori m-am revoltat când în viața mea am trecut prin acest soi de experiențe când un val cheamă alt val și treci printr-o încercare și vine una și mai mare și ai impresia că Dumnezeu când obosește să te țină cu stânga și să-ți dea cu dreapta, schimbă mâinile și te ține cu dreapta și dă cu stânga. Și am zis, Doamne, dar de ce, Doamne? Tocmai acum când îmi este mai greu, tocmai acum când sunt în această vale a umbrei morții, tocmai acum... În Psalmul 23 este un pasaj, spune, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Cumnatul meu, care este profesor geografie și doctor în științe geografice, mi-a explicat, zice, știi de ce e așa? Când mergi prin România, când te vezi o turmă de oi, vezi pășune verde în stânga, pășune verde în dreapta, este plin de verde, dar în Israel nu este așa. În Israel este mai uscat ca aici la dumneavoastră. Vezi dealurile acestea așa uscate, mai uscat. Și roua pătrunde printre stânci și semințele vânturate de vânturi se ascund acolo și răsare câte un smog de iarbă, așa că păstorul trebuie să fie foarte priceput și să-și poarte turmele în zigzag pe acolo. Și din când în când, când coboară din sus în jos, sunt niște microcanioane săpate de ploile din anumite anotimpuri. Și turmele trebuie să vină una câte una și cum oaia este un animal sperios, se blochează și nu vrea să mai înainteze. Și ați văzut cârja aia pastorală care este reprezentată în iconografia noastră, că și noi pocăiți avem iconografie. Cârja pastorală pe care o are Domnul Iisus, așa îndoită la capăt. Ce făceau cu aceea? Păstorul care era în spate împingea și cel care era în față apuca de ceafă oaia și trăgea ca să poată ieși și o atingea pe oaie ca să știe că este acolo și oaia ieșea din încercarea aceea. Așa face Dumnezeu cu noi când ne blocăm în depresiile noastre, în întunecimile noastre, în întristările noastre. Bunicul meu avea doi boi, Pădurean și Florean. Îi țin minte și acum. Și ne urcam în car și mergeam la câmp și bunicul avea un obicei, avea o biciușcă din asta mai lungă, la capăt din piele și ațipea în car, în timp ce mergea carul, ațipea și din când în când întindea și trăgea
așa pe spatele boului și după aia pe celălalt. Și noi copii fiind, nu știam că boii nu galopează. Tataie, dă-le, domne, mai tare ca să o ia, să alerge și să ajunge mai repede. De ce faci așa? Nici nu-i bați, dar nici nu-i lași în pace. Ce tot îi mângâi așa pe spate? Și bătrânul ne răspunde, când simt nuiaua pe spate, ei știu că sunt cu ei. Dragii mei, este un mare har ca Dumnezeu să-ți îndrepte pașii. Uneori umblăm în zigzag ca niște oameni beți. Este un har ca Dumnezeu să-ți țină palma. Este un har ca Dumnezeu să-ți dea un ghiont. Avem un proverb pe care l-am învățat de la niște frați. Fiecare ghiont în spate e un pas înainte. Și uneori când te blochezi, Dumnezeu te împinge și să ieși de acolo și să mergi mai departe, pentru că destinația noastră nu e aici. Primiți cu bucurie pedeapsa ca niște fii. Și dacă avem un har al pedepsei, și dacă ne-am angajat în acest drum, și dacă înțelegem că suntem în fiața fii ai lui Dumnezeu, mai este un har și mai este un aspect al harului. Tot în același pasaj este harul pocăinței. În capitolul 12 cu 17 este o scenă cu Esau. Vegheați, dar să nu fie niciunul între voi curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți scena de acolo? Esau face o negociere cu fratele său, este păcălit și apoi este un comentariu. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o mai schimbe. În original scrie, deși o căuta cu lacrimi, n-a mai găsit locul în care a pus-o. Între pe tineri, ați pus vreodată vreo parolă pe care ați uitat-o? Ce frustrant este! Nu poți da vina pe nimeni, tu ți-ai făcut-o cu mâna ta. Și să tot încerci, să nu te mai poți întoarce și să nu mai poți schimba nimic. Nu există frustrare mai mare în viață și ascultați-mă de la distanța celor 51 de ani în spate. Problema dumneavoastră, tineri, este că nu aveți retrospectivă. Noi avem retrospectivă. Dumneavoastră sunteți prea tineri ca să aveți regrete. Noi avem regrete. Noi am fost ca voi, voi veți fi ca noi. Și ascultați-mă, unul dintre cele mai mari regrete în viață după mijlocul vieții este că nu te poți întoarce să schimbi lucrurile pe care vrei să le schimbi. Dar ce mare har că Dumnezeu ne dă harul pocăinței. Lucrez de 5 ani și jumătate la hospice, într-un hospice pentru bolnavi terminali. Avem în medie 170 și ceva, 178 de decese, 172 depinde de an, maxim au fost 186 de decese într-un an. Împărțiți dumneavoastră la 52 de săptămâni și vedeți câte decese vă ies pe săptămână. Au fost când am avut decese de două ori pe zi și colegii noștri medici n-au reușit să ajungă și la unul și la celălalt. Și uneori am întâlnit persoane la care m-am dus în vizită, mai ales înainte de pandemie, când puteam avea acces mai ușor la bolnavi, și le ceream voie. Pot să vă citesc ceva din Biblie? Vă rog, citeam ceva din Biblie. Aș putea să vă cânt o cântare? Da, sigur. Și începeam să cânt o cântare și observam ceva ciudat. Că la pacient îi curgeau lacrimi și începea să îngâne împreună cu mine. Și o surprins, dar știți cântarea asta? De unde știți dumneavoastră cântarea asta? Zice, știți, am crescut în biserică de fapt. M-am răzvrătit în tinerețe. M-am dus și am avut impresia că e prea târziu și nu m-am mai mărit, m-am măritat din disperare, m-am dus în lume, m-am văzut de viața mea și am trăit așa cum am vrut și acum m-am îmbolnăvit și m-au lăsat toți prietenii și am rămas singură. Există un prieten, nu-i prieten lui Iisus asemenea nimenea. N-ați vrea să vă întoarceți la Iisus, El vă primește. N-ați vrea să vă pocăiți cu adevărat, să vă întoarceți. El are brațele deschise, este har. Noi am citit să vină să ia apa vieții. E gratis, e prin har, e fără plat. Și ascultați aici. Aș vrea, dar nu mai pot. Aș vrea să mă întorc înapoi, dar ceva s-a blocat emoțional. Am întins prea mult coarda. S-a bătucit prea mult sufletul. Aș vrea, dar nu mai pot. Dragii mei, nu știți niciodată când este starea aceea, numai Dumnezeu știe care este limita la care tot învârți și te învârți cu pocăința. Ești la 20 de ani, sunt prea tânăr să mă pocăiesc, poate că mai amân un pic, să fac carieră.
Acum sunt în mijlocul carierei, n-am timp eu de chestii de astea bisericoase, mă duc la biserică, pierdere de timp, eu lucrez aici în multinațional, am deadline-uri, unde să mă pocăiesc acum? Merg cu ăia acolo, lasă că mai am un 50 de ani. Păi tocmai am ajuns președintele companiei, cum să mă pocăiesc acum când sunt atât de multe responsabilități? O să râdă ăștia de mine că umblu cu chestii de alea mistice. Nu-i cazul. La 60 de ani râd nepoții de mine, acum am nepoți, râd nepoții de mine. Ce o să zică? Tataie s-a sfintit, domnule. S-a dus acolo cu pocăiții ăia, vai de capul lui. Nu, lasă că un pic și încă un pic și tot întins și tot întins acest lucru. Și la un moment dat ai trecut de acea limită pe care a trecut-o Esau. Cauți cu lacrimi, și chiar așa este în original, cauți cu lacrimi pocăința și nu mai găsești locul în care ai pus-o. Ce frustrant este să-ți fi trecut viața și să nu te împaci cu Dumnezeu. Mai este un al patrulea fel de har pe care ne desfășoară Scriptura și este un har pe care unii dintre frații noștri îl simt în aceste zile. Dacă ai simțit harul prezenței lui Dumnezeu, te-ai întors la Dumnezeu și prin pocăință ai devenit fiu și ai simțit și harul pedepsei, probabil vei avea parte și de ceea ce spune Apostolul Pavel aici. Fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici în Filipeni 1, cu 28 și 29. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și mântuirea voastră și aceasta este de la Dumnezeu. Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El. Și să pătimiți pentru Domnul. Dacă este să credem rapoartele care vin din la organizațiile care se ocupă cu acest lucru, cum este Vocea Martirilor, organizație care a fost condusă de fratele Wurbrand, în medie, în fiecare zi, sunt 24 de frați și surori care plătesc prețul suprem pentru credință. Sunt astăzi oameni care stau în fața gloanțelor și când sunt întrebați, crezi în Allah sau crezi că Iisus Hristos este Dumnezeu? Cred că Iisus Hristos este Dumnezeu și le se taie gâtul pentru chestia asta. Nu știu încotro să va îndrepta lumea aceasta. Nu știu încotro să va îndrepta Europa după războiul acesta. Convingerea mea este că vor veni vremuri când creștinii autentici vor fi plinși ca într-un clește de cultura în care trăim. Și atunci unii dintre noi, probabil copiii noștri, nepoții noștri, vor avea harul să și pătimească pentru Domnul. Dar pentru noi, care trăim în vremuri de pace și trăim în vremuri de libertate și trăim în vremuri în care ne bucurăm de o anumită relaxare și o anumită libertate în credință, există un alt aspect al harului lui Dumnezeu și anume harul pedagogic al lui Dumnezeu. Iată ce spune în Tit 2,11. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavelui marului nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Harul te învață ceva. Harul lui Dumnezeu este activ. Este ca un medicament care lucrează în trupul tău. A intrat în viața ta și el, fără să fii tu conștient de toate procesele care se întâmplă, că de asta este har divin, că de asta este intervenție supranaturală, că de asta Dumnezeu pune degetele lui ca olarul și ne strânge și uneori este frustrant. O, dacă ar putea striga lutul de pe roata olarului. Apropo, dacă mergeți prin România, mergeți în Bucovina și acolo sunt atelierele olarilor și dacă mergeți lângă Rădăuți, o să este la atelierul de acolo, este o roata olarului, probabil uneori sunt libere două și copilașii dumneavoastră pot și ei să facă acest exercițiu, să pună lut și să-și mânjească mâinile și să facă oale, după aia le pune în cuptor și le dă. Și copilul învață o lecție extraordinară acolo, vede cum olarul ia lutul, trântește
Și dacă iese ceva imperfect, îl ia din nou, îl înmoaie și îl trântește din nou și după aia bagă degetele în el și după aia bagă degetele în gâtul oale și după aia face loc și tot se învârte roata olarului. O, dacă ar avea gură lutul acela ce-ar striga. Am avut un frate, Aurel, copil de păstor și el. A cunoscut Evanghelia de mic. La vârsta de 18 ani, a fugit de acasă. A plecat. Era extrem de talentat. Bătea într-un burlan și o spunea la bemol. Avea auz perfect. Când cântam cu el, și tu nu-ți auzi chitara dezacordat? Eu nu auzeam nimic. El auzea la diferență de comă. Și a plecat și a făcut o formație, a cântat în lume, a cântat în diverse locuri, a cântat inclusiv pentru Nicu Ceaușescu, a avut o viață în care a câștigat foarte mult, toți banii pe care îi câștiga, îi bea, a trăit o viață de plăceri, de desfătări, exact așa cum a vrut el, ca fiul risipitor. Au trecut ani și în ultimii ani, când a murit un alt frate de-al nostru, am încercat, eu eram la masa de după înmormântare și zic, Aurele, uite, Dumnezeu ne cercetează, domnule, pe toți, și pe mine și pe tine. N-ai vrea tu să te întorci la Domnul? Era deja băut, s-a ridicat, au zis, dacă mai scoți vreun cuvânt despre Dumnezeu, ieși afară din casa mea. Gata, ești fratele mai mare, am stat cu minte, ce să mai spun? Îl sunam de Paști și de Crăciun. Alo, Aurel, Hristos a înviat, Hristos a înviat. Ce mai faci? Bine, sănătos, bun, Dumnezeu cu tine. Așa am făcut și în 2013, de Paște. Alo, Aurel, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ce mai faci? Bine, sănătos? Și mă puneam să închid. Stai un pic, spune el. Da. Să știi că mâine de Paște mă duc la biserica noastră. Și mi s-a părut foarte interesant când spune biserica noastră. Și ești bine, sănătos? Renunța bine toți copii? Da. Bine. Să-mi spui și mie cum a fost. Bun. Fii sănătos, fii sănătos, Paște fericit. Și închide. Trece o săptămână, eram chiar la fratele Viorel Iuga în biserică, în Duminica Tomii din 2013. Eram la o nuntă. Și după ce dau telefonul de pe modul avion, îmi intru un mesaj de la Ovidiu Rusea, un fost student de-al meu, care scrie așa. Frate Marius, nu știu dacă domnul Aurel Cruceru este rudă sau nu cu dumneavoastră, dar astăzi s-a întâmplat ceva ciudat în biserică. Un domn pe nume Aurel Cruceru s-a ridicat în picioare la anunțuri, când fratele Irinel Cazacu a zis de anunțuri, și era tot ud pe costum și plângea. Și a spus, eu sunt fiul fostului păstor din biserica asta, Radu Cruceru, și am fost în lume, mi-am bătut joc de Dumnezeu, mi-am bătut joc de biserică, de familia mea, de Evanghelie și de absolut tot ce-i sfânt. Am făcut toate păcatele care se pot imagina, mai puțin crimă. N-am omorât niciun om. Dar în rest, toate păcatele care se pot imagina. Acum vreau să mă întorc acasă. Și s-a așezat. Am pus mâna pe telefon, am sunat pe fratele meu, nu răspundea. L-am sunat, am început să mă îngrijorez. Dom'le, asta e o glumă proastă. Eu știu pe fratele meu. Eu am încetat să mă rog pentru fratele meu, că știam. Nu mai înveți un câine bătrân trucuri noi. Acum s-a îndurat Dumnezeu de el. Ce? Ăsta nu-i fratele meu? Îmi răspunde după 2 ore și sughița și plângea. Aurele, ești bine? Da, Marius, sunt mai bine ca niciodată. Vreau să spun că m-am întors la Dumnezeu ca fiul risipitor. Avea 58 de ani, 40 de ani, 40 de ani în pustie. Și Dumnezeu i-a dat harul pocăinței. S-a îndurat de el. După 40 de ani de vagabondaj, după 40 de ani și după aceea fratele meu care nu voia să-l sun, pe care mi-era teamă să-l sun, am început să vorbim în fiecare zi, de chiar de 2-3 ori, și punea întrebări din Biblie și zice, auzi, asta s-a întâmplat duminică, joi. M-am lăsat de fumat, om de 2 pachete și jumătate pe zi. Și m-am lăsat de fumat. Hai, băi, cum te-ai lăsat? Ce, ai început să mesteci creioane? Nu, m-am lăsat de fumat, să știi că nici nu simt nevoia, să știi acum când simt miros de țigară, mi-e greață, mi-e scârbă. Numai Dumnezeu m-a eliberat. Și zice, dar știi ce am mai avut? Tot citeam, m-am apucat să citesc Scriptura. În 3 săptămâni a citit toată Biblia.
din nou de la un cap la altul. Zic, auzi, dar spune și mie cum s-a întâmplat de tei întors la Domnul. Zice, măi, m-am dus în pod și acolo am descoperit un pachet de cărți de la unchiul Florea, unchiul nostru. Și zice, acolo am găsit o carte și acolo am deschis-o. Și când am deschis-o era o predică și în predica aceea era o întrebare. Dacă un tren, ești într-un tren și trenul deraiază la 11 fix, unde ești tu la 11 și 4 minute după ce mori? Și atunci mi s-a frânt sufletul. Și atunci am înțeles că merg în iad. Și atunci am înțeles că trebuie să mă pocăiesc. Și știi ce? Tot citeam din Biblie și nu puteam, domnule, să mă las de bere. Și am zis, bere, Biblie, bere, nu se potrivește. M-am dus și am vărsat, m-am dus și mi-am vărsat toate băuturile. Avea un bar imens. Mi-am dus și mi-am vărsat toate băuturile, că striga Lenuța la mine, Neluța nevastă sa. Striga Lenuța la mine, auleu, Aurele, lasă-le, mă, poate le dăm la cumnați la altcineva dacă tu nu mai bei. Nu, le-am dat pe toate la canal, mi-am făcut un ceai rece, am pus gheață în el și așa am citit Biblia. Când m-am întâlnit cu el, fiind diabetic, era mai slab cu 30 de kilograme. Când l-am cuprins, era tot, i-a târna carnea pe el, era în ziua botezului. Și zic, Aurele, dar ai slăbit prea tare. Zice, n-am slăbit. Astea 30 de kilograme creștesul au fost câteva zeci de litri de lacrimi. Atâta am plâns, atâta am plâns păcatul meu. De mi-ar dat Dumnezeu harul să-mi folosesc talentul. 40 de ani mi-am folosit talentul în tot felul de baruri și în tot felul de crâșme și în tot felul de bombe. Vreau acum, cumva, dacă îmi dă Dumnezeu harul, să compun pentru el, să-mi răscumpăr cumva anii ăștia. După botez, a făcut o orchestră cu copii de pe stradă, a mai adunat și copii de rom, de prin cartier, a făcut o orchestră, a început să dirigeze un cor. 2 ani mai târziu, când mai erau câteva luni să împlinească 60 de ani, a cântat în biserică o cântare, vine o zi, vine o zi, când dureri nu vor mai fi. A dirijat 2 cântări de orchestră, s-a așezat în bancă, în al treilea rând, a început predica și după ce a început predica, după 5 sau 7 minute de la predică, a făcut un infarct miocardic acut, cu fractură de cord, au venit cei de la smurt să-l resusciteze și tinerii din biserică povesteau la mormântare, ne uitam la Nea Aurel că nu voia să se întoarcă, parcă zâmbea, ăia se luptau cu el și parcă el avea un zâmbet și parcă... Când am ajuns la mormântare, a venit același student care mi-a trimis SMS-ul și mi-a dat un stick. Zice, am luat din computerul Nea Aurel cântările pe care le-a compus în perioada asta. M-am dus acasă, am băgat stick-ul în computer, știți câte cântări erau? 60. Trebuia să împlinească 60 de ani în câteva luni. Și Dumnezeu i-a dat harul ca în 2 ani de pocăință să compună 60 de cântări, câte una pentru fiecare an. Mi-a fost și ciudă pe el. Ești un golan toată viața și bori în biserică? Și îți dă Dumnezeu onoarea asta? Păi, dragii mei, ăsta este har? Nu așa? Să nu primești ceea ce meriți și să primești binele pe care nu-l meriți. Harul lui Dumnezeu este pedagogic. Cine l-a învățat pe Aurel? Cine l-a călăuzit? Cine i-a dat ideile astea? Bere, alcool, scriptură, nu prea să potrivesc. Țigară, scriptură, nu prea să potrivesc. Și Dumnezeu l-a călăuzit în toți acești... Mă temeam pentru el. Am zis, aoleu, să nu recadă. A fost băutor, aoleu, să nu o ia de la capăt. Aoleu, să nu cadă. Harul pedagogic al lui Dumnezeu. Și lângă el este al 6-lea tip de har, harul păstrării sfinților în har. Dacă deschidem la... Epistola lui Iuda, una dintre cele mai fascinante epistole din Noul Testament, spune, iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Iisus Hristos, a Domnului nostru să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci de veci. Amin. Cine ne poate păstra pe noi pe cale? Cine dintre noi credincioșii poate spune avem nevoie de cineva bun? Eu.
Știu cum să umblu, de acum, Doamne, dacă Tu m-ai pus pe linie, eu mă tot duc ca pe un topogan direct în ceruri. O, toți cei care aveți experiențe cu Domnul, de 37 de ani m-am întors la Domnul. Acum 37 de ani m-am întors la Domnul. 20 de ani am fost păstor într-o biserică, acolo lângă Tinăud. Am dat cina și am luat cina Domnului. Și noi când împărțim Euharistia, noi, baptiștii, avem un pasaj pe care îl cităm. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și credeți dumneavoastră că după o lună de zile pot să mă rog așa? Doamne, dacă te-ai fi supărat cumva în această lună, simpla noastră existență este un delict ontologic. Nu avem voie să existăm. Prezența noastră simplă îl ofensează pe Dumnezeu, îi plină de păcat, pentru că și după ce m-am pocăit, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, și rău pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și atunci de fiecare dată, înainte de cina Domnului, trebuia să dau cina. Mă cercetam pe mine însumi și dintre două etichete care erau puse, pe care credeți că o alegeam? Vinovat sau nevinovat? Vrednic sau nevrednic? Luam eticheta cu nevrednic, o puneam aici ca un ecuson și după aia venea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și o jupuia și zice, prin sângele Domnului Iisus Hristos ești spălat. Și dintr-o dată, ca printr-un act magic, pe eticheta aceea apărea vrednic, prin sângele Domnului Iisus Hristos. Acesta este har. Ca Domnul Iisus Hristos să vină și să schimbe dosarele între noi. Dosarul, pe dosarul meu scrie vinovat, pe dosarul lui scrie nevinovat. Și Dumnezeu se duce în fața marii curți de judecată a lui Dumnezeu și vine și spune, ăsta este dosarul lui Marius Cruceru, ăsta este dosarul lui Iisus Hristos. Schimbă dosarele și moare el ca nevinovat în locul meu, ca vinovat. Și cine ne păstrează, și cine ne ține, și cine ne îndreaptă, cine ne păzește de orice rău, Domnul Iisus. Și în sfârșit, harul providenței lui Dumnezeu. El știe de ce avem trebuință, mai înainte ca să-i cerem noi, ne spune predica de pe munte, Mântuitorul chiar. Rugați-vă Tatălui Ceresc, păi de ce să mă mai rog, Doamne Iisuse? Că dacă El știe ce avem trebuință, El știe... Ce înseamnă providență? Providență vine din latinul providio, care înseamnă a vedea înainte, și pentru că Dumnezeu vede înainte, și pentru că Dumnezeu vede istoria ca marinarul de pe catarg, care vede deja țărmul, și pentru că în mâinile lui Dumnezeu este trecutul, prezentul și viitorul și toată veșnicia în același timp, El este Cel care are providență pentru noi. Vedeți, Iosif a primit din partea lui Dumnezeu acele visuri și el a devenit provident, adică a făcut provizii pentru Egipt. Că vedeți, provident, provizii sunt în aceeași familie de cuvinte. Știți ce îmi dă liniște? Și adeseori îi liniștesc pe pacienți. Când mă duc și vizitez pacienți, mai ales pe cei credincioși, le citesc Psalmul 139 cu 16. Toate zilele mele au fost scrise în cartea ta, mai înainte să fi fost vreuna dintre ele. Ce relaxare este să știi că Domnul știe inclusiv culoarea sicriului meu, ziua în care va fi, dacă va fi însorit sau nu, dacă va fi vară sau iarnă, ce predicator vor fi. Aici am mai lucrat și eu. Am lăsat un text soției mele pe care să-i invite și pe care să nu-i invite. Pentru că în ziua mormântării toți s-au găsit prieteni cu mine și eu am fost prieten cu fratele Marius. Eu sunt mort și nu mai pot spune. Nu, n-ai fost prieten, m-ai înjunghiat pe la spate. Dar Dumnezeu le știe și pe astea, nu-i așa? Și tot viitorul nostru este în mâna Lui. Credeți că acum în războiul cu Ucraina, Dumnezeu este luat prin panică și spune, aoleu, am scăpat din vedere. Credeți că la începutul pandemiei Dumnezeu n-a fost atent când un chinez nu și-a fiert bine liliacul și s-a pornit toată pandemia asta și Dumnezeu s-a frecat și și-a dat cu mâinile peste cap, hai să opresc cumva pandemia. El era pe tron când cu potop. Ce liniștitor este să crezi în harul providenței lui Dumnezeu, în Cel care ne spune în Romani 8, 28, toate lucrurile și cele bune și cele rele, și război și pace, și ucidere și viață, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți
Ce știm noi? Harul providenței lui Dumnezeu. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Eram tânăr, încă student, și l-am vizitat pe un frate de la Iași. Era diabetic și îi fusese amputat un picior și acum era la a doua amputare, la celălalt picior. Îi fusese amputat celălalt picior și m-am dus să-l vizitez. Pe vremea aia nu erau telefoane mobile să-l anunț, vezi că vin în vizită. Și nu știu cum el a avut așa un fel de intuiție că este vizitat sau poate a vrut să iasă și cu căruciorul acela împins și a ieșit pe hol înainte și eram nepregătit. A ieșit înaintea mea, eram nepregătit să văd. Și pe vremea aia nu aveam mirosul așa de tare și stomacul așa de puternic ca... Și l-am văzut dintr-o dată cu pansamentul acela plin de sânge. Știți că la diabetici nu se coagulează repede și nu se oprește rana repede. Și am văzut cu pansamentul ăla plin de sânge și celălalt picior tăiat și adunată pijamaua sub el. Și m-am uitat și m-am blocat. Și el se uită la mine și zâmbește. Și îmi recită exact aceste lucruri. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin încercări. Și când spune ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic, eu mă uit instinctiv la picioarele lui. Te uiți acolo? Păi Dumnezeu a considerat că picioarele astea am umblat prea mult în locuri rele și a considerat că trebuie să mă scurtez un pic ca să intru în cer. Și acum sunt perfect pentru cer. Iată o perspectivă prin care poți vedea harul lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut atât de mult har că s-a îndurat de mine să-mi ia picioarele. Dumnezeu a avut atât de mult har că mi-a dat ceva pe care îl port ca o cruce ca să pot ajunge la perfecțiunea pe care El o dorește pentru mine. Dragii mei, va veni o vreme când vom privi viața înapoi. Va veni o vreme când vom avea retrospectiva finală, completă. Va veni o vreme când ne vom uita la tot parcursul vieții noastre și vom înțelege unele lucruri. Sau poate că nu vom înțelege nimic și poate că nu va fi acel moment în care Dumnezeu să-ți explice tot ce a făcut cu tine în această viață. Dar un lucru vă asigur, că vom fi copleșiți de iubirea manifestată prin harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este manifestat de plin în Iisus Hristos. Și ce interesant este că scripturile creștine nu se încheie cu bucuria Duhului Sfânt, roada Duhului Sfânt, dragostea lui Dumnezeu să fie cu voi cu toți. Este interesant cum scripturile creștine se încheie cu acest cuvânt. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Și când se pune acest amin, citiți ce scrie în continuare. Lângă acest cuvânt al harului nu mai adaugi nimic, nu mai scazi nimic. Și ultimul cuvânt al Scripturii este harul rămâne cu voi. Până când Dumnezeu va încheia istoria lumii. Și ce-i har? Și Duhul lui Dumnezeu și mireasa lui care este biserica prezentă aici îți spun și îți cântă și au cântat. Vino. Și celui ce este sete să vină. Cine vrea să ia apa vieții prin har, fără plată. Acesta este harul lui Dumnezeu. Pentru mine, pentru tine. Dragii mei, dacă ne bucurăm de harul prezenței lui Dumnezeu și te-ai bucurat de harul prezenței lui Dumnezeu până acum, dacă unii dintre noi ne bucurăm de harul pedepsei lui Dumnezeu câteodată, să știi că pentru fiecare dintre noi și pentru mine și pentru tine este harul pocăinței și în seara aceasta ți se oferă, este îmbrățișarea lui Hristos prin biserică. Sunt brațele deschise la cruce care sunt găurite și Dumnezeu spune... Astăzi este momentul să vii. Nu te costă nimic. Nu trebuie să înconjori biserica în genunchi. Nu trebuie să aduci niciun fel de plată. Nu trebuie să aduci niciun fel de pomeni. Nu trebuie să plătești lui Dumnezeu sau prin preot sau prin pastor sau prin altcineva în vreun fel iertarea. Ți se dă gratuit, prin har, nemeritat. Și după aceea, dacă vei intra în această cursă, în acest drum frumos, vei simți probabil și harul pătimirii. Vor auzi colegii la servici, vor auzi vecinii. Am auzit că te-ai dus la pocăiții aia, la sectanții aia români. Și vei fi batjocorit. Vei fi batjocorit tânăr fiind de colegi.
Vei fi batjocorit bătrân fiind de ceilalți. Dar în același timp vei simți mâna lui Dumnezeu pe umăr, harul lui pedagogic. Te va păstra în fiecare zi, harul păstrării în har. Și finalmente, până la finalul vieții, harul providenței lui Dumnezeu. Aș vrea să închei cântându-vă o cântare care mi-este dragă. Poate, dacă avem timp, două cântări, nu știu, dar o cântare mi-este foarte dragă. Și profit atât cât mai pot să o cânt, pentru că, din câte știu, familia poetului a cerut ca să nu mai fie citată în public această poezie, dar până nu se câștigă sau nu se pierde vreun proces în România, mai putem încă să recităm versurile lui Vasile Voiculescu. Această poezie a apărut într-un volum, Gânduri albe, care în 1986 a scăpat de cenzura comunistă, nu știu cum. Vasile Voiculescu a fost un poet, medic, și el a făcut pușcărie. Când s-a întors din pușcărie, a venit foarte bolnav și a mai scris un volum de versuri și după aceea a murit. Din acest volum este o poezie care spune: ne batem capul. Și cred că reprezintă exact această idee a faptului că Dumnezeu își face pogorământ cu noi, își face har cu noi ca să fie accesibil. Ce mare lucru, și acesta este un har, ca Dumnezeu să-ți vorbească și tu să-L înțelegi. Ca Dumnezeu din măreția Lui, și acum de când s-a lansat telescopul ăsta, James Webb, urmăresc fascinat prima imagine și după aceea vor mai veni imagini și fiul nostru cel mai mic este pasionat de astronomie și ne uităm la măreția stelelor, a galaxiilor și Dumnezeu își face timp să-mi vorbească mie personal, să fie accesibil mie, un praf pe cum până a fântânii. Asta mi se pare extraordinar, ca al meu creator și creatorul tuturor galaxiilor și a găurilor negre și a universului și a tot ce se vede, creatorul munților și văilor și fluviilor și pâraiilor, să vină și să vorbească cu a sa creatură, cu mine și cu tine. Capul să te cercetăm, strânșând soboruri cala șezătoare. Parcă ai fi, Doamne, doar o ghicitoare. În loc să îngenunchem, să ne rugăm, în loc să îngenunchem, să ne rugăm. Că dăm poteci în stânci fără de trepte, ne cățărăm să ajungem până la tine. Când tu te afli în ținuturi line, stânci fără de trepte, ne cățărăm să ajungem până la tine. Când tu te afli în ținuturi line, pe drumurile limpezi, mari și drepte. Amin. Vedeți ce minune! Dumnezeu este accesibil, se află pe drumurile limpezi, mari și drepte. Săptămâna trecută am cunoscut o fată, Lenuța, care are un ușor retard mental și este o ființă fascinantă, are niște experiențe extraordinare cu Dumnezeu și cântă extraordinar și are o bucurie în Domnul și
Lucru pe care mi l-a dat Dumnezeu în minte când am văzut-o este că calea Domnului este atât de simplă încât cei fără de minte pot merge pe ea. În urmă cu ceva timp, la Universitatea Emanuel a venit un student pe nume Daniel. A venit ceva mai târziu, așa că în timpul interviului colegii l-au întrebat: dar ce ai făcut până acum? Unde ai fost? Pentru că la noi se vine imediat după liceu. Și zice: știți, eu am fost înfiat. Mama realmente m-a abandonat pe marginea drumului. Și o familie de credincioși m-au luat, m-au crescut și pe la vârsta de 13-14 ani Domnul mi-a vorbit și l-am primit. Și atunci am considerat că dacă eu am fost așa de binecuvântat și am avut așa de mare har să fiu un fiat de o familie creștină, să fiu un fiat ca fiul de Dumnezeu, vreau să plătesc cumva. Și n-am vrut să fiu o povară pentru părinți, așa că am muncit și am adunat bani și să vin la facultate. Emoționați de gestul lui, colegii zis: da, Domnul să te binecuvinteze, a făcut primul an. Și în al doilea an cu toți am observat că ceva se întâmplă. Abdomenul lui a început să mărească, el să slăbească, tenul să-i devină pământiu, a fost trimis la medic și a fost diagnosticat cu un cancer hepatic terminal. Toți l-au sfătuit: atunci mai ai un an, vezi-ți de boală, de așa că dacă te vindeci o să continui. Nu. Nu, fraților. Eu am plătit prea mult emoțional și m-am angajat să termin și în Biblia mea scrie că cel neprihănit tot ce începe duce la bun sfârșit. Eu vreau să duc la bun sfârșit, indiferent. Și ultimul an realmente l-a făcut pe brânci, învățând și între internări și venind și iarăși a dat toate examenele și la sfârșitul școlarității, după ce și-a încheiat toate examenele, a căzut la pat. Și partea terminală a fost între comă și trezie, din ce în ce mai epuizat. Cei care știți cum se manifestă boala de ficat, este că dă somnolență îndelungă. Și într-o bună zi, deschide ochii dintr-o dată foarte lucid, mama lui adoptivă era lângă el și zice: mami, ce zi azi? Duminică, dragul mami. Duminică? Ce oră-i? Ora 9. Ora 9? Păi dacă e ora 9, înseamnă că frații sunt la biserică și se roagă. Hai să ne rugăm și noi. Și s-a rugat mama lui și după aceea s-a rugat el și a mulțumit lui Dumnezeu pentru harul de a să fi născut. Pentru harul de a fi fost înfiat. Pentru harul că a primit mântuirea. Și pentru harul pe care Dumnezeu îl face ca să fie bolnav. Și după ce a mulțumit pentru tot ce a primit și pentru toate darurile pe care le-a primit din partea Domnului, în momentul când a spus amin, așa a trecut în veșnicie. La mormântarea lui am aflat care era cântarea preferată. Și aceasta este cântarea lui preferată. A unui tânăr de 24 de ani, care niciodată n-a întrebat: de ce, Doamne, de ce mie, de ce mi se întâmplă asta? Ce-aș face fără tine, stăpânul meu preasfânt? În jurul meu dușmanii sporesc neîncetat, dar tu de ei mă ape, stăpâne. Ce zi și clipă de tine dornic sunt. Ce-aș face fără tine, stăpânul meu preasfânt?
furtunii, sub trăznete și frig, durerea mea și spaima, la cine să te strig? În orice zi și clipă, de tine dornic sunt. Ce-aș face fără tine, stăpânul meu prea sfânt? Ființa ta, o Doamne, e pacea, viața mea. Ce-aș face fără tine? Vieții grea, în orice zi și clipă, de tine dornic sunt. Ce-aș face fără tine, stăpânul meu prea sfânt? În orice zi și clipă, de tine dornic sunt. Fără tine, stăpânul meu prea sfânt. Tânărul ăsta de 24 de ani a înțeles esența vieții. Ați auzit ce s-a spus la început de fratele păstor despre ce înseamnă să fii rob cu urechea găurită? Este un har să fii cu urechea găurită de Domnul. Amin. Și să fii robul lui. Și nu numai că ne numește robi și ne primește, ci ne numește prieteni. Și nu numai că ne numește prieteni, ci ne numește fii. Și ne-a ridicat de la robi, la rangul de prieteni, și de la prieteni care stau la masă, la fii care sunt înfiați. Acesta este har. Dragii mei, dacă un tânăr de 24 de ani, dintr-un sat de lângă Oradea, a înțeles esența vieții, ce motive ai avea tu, cu atâta școală, atât de bine educat și atât de umblat prin lume, să nu înțelegi lucruri atât de simple? Diamantul acesta al Harului Lui Dumnezeu ți se oferă în această seară gratis. Nu trebuie decât să întinzi mâna și să-l iei și să-l faci a tău, închinându-te lui Hristos, cel care a murit pe cruce, în locul tău și în locul meu. Amin.